Continuă tragediile pe drumul european care leagă Iașul de Târgu Frumos. Un accident rutier s-a produs astăzi la intrarea în Bălțeați. O bătrână în vârstă de 79 de ani a fost acroșată mortal de un autoturism în momentul în care traversa pe trecerea de pietoni. După accident, la fața locului a ajuns și fiul victimei, care a văzut cum mama sa și-a dat ultima suflare din cauza unui șofer grăbit. E mama dumneavoastră? De nenumărate ori am scos în evidență că această trecere de pietoni nu conferă gradul de siguranță la traversare. Am solicitat în nenumărate rânduri să se realizeze un refugiu precum la Târgu Frumos, Podul Iloaie, Lescani.